Când au ajuns în Betsaida, i-au adus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus l-a luat pe orb de mână și l-a dus afară din sat. A scuipat pe ochii acestuia și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: "Vezi ceva?" Omul s-a uitat și a zis: "Văd niște oameni, dar mi se par ca niște pomi care umblă." Atunci Iisus și-a pus din nou mâinile peste ochii acestuia iar el a privit țintă și a revenit vederea. Acum el vedea toate lucrurile clar. Iisus l-a trimis acasă zicând: "Să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat." Iisus s-a dus împreună cu ucenicii lui în satele Cezareei lui Filip. Pe drum, Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi, zicându-le: "Cine zic oamenii că sunt eu?" Ei i-au răspuns zicând: "Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, iar alții spun despre tine că ești unul dintre profeți." El i-a întrebat: "Dar voi, cine ziceți că sunt eu?" Petru, răspunzând, i-a zis: "Tu ești Hristosul." Atunci Iisus le-a atras atenția să nu spună nimănui despre el. Apoi a început să învețe că Fiul omului trebuie să sufere multe și să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii preoților și de către cărturari, să fie omorât, iar după 3 zile să învie. Le vorbea deschis despre aceasta. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi și l-a mustrat pe Petru, zicând: "Pleacă, înapoi a mea, Satan, căci tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor." Apoi i-a chemat pe cei din mulțime alături de ucenicii săi și le-a zis: "Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde, dar cel ce-și pierde viața de dragul meu și de dragul Evangheliei, o va salva. Într-adevăr, la ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? Căci de cel ce îi va fi rușine de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, de acela îi va fi rușine și Fiului omului când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri." Și le-a zis: "Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta nici de cum moartea, înainte de a vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere." După 6 zile, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus deoparte, pe ei singuri, pe un munte înalt. Acolo i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare, foarte albe, așa cum niciun înălbitor de pe pământ nu le-ar putea înălbi. Și iată că li s-au arătat Ilie împreună cu Moise. Ei stăteau de vorbă cu Iisus. Petru i-a zis lui Iisus: "Rabi, este bine să fim aici. Să facem 3 corturi. Unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie."
căci nu știa ce să zică, fiindcă erau îngroziți. Un nor a venit și i-a acoperit, iar din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Ei s-au uitat deodată în jur, dar n-au mai văzut pe nimeni altcineva decât pe Iisus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu povestească nimănui ceea ce au văzut, până când nu va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au ținut pentru ei lucrul acesta și au discutat ce înseamnă învierea dintre cei morți. Apoi l-au întrebat zicând: De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? El le-a răspuns: Într-adevăr, Ilie vine primul pentru a reașeza toate lucrurile. Totuși, cum de este scris despre Fiul omului că el trebuie să sufere multe și să fie disprețuit? Dar eu vă spun că Ilie a și venit, însă ei au făcut cu el tot ce au vrut, așa cum este scris despre el. Când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut o mare mulțime în jurul lor și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei. Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Iisus, au rămas uimiți și au alergat la el să-l salute. El i-a întrebat: Despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om din mulțime i-a răspuns: Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu, care are în el un duh de muțenie. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țeapăn. Le-am spus ucenicilor tăi să-l alunge, dar n-au putut. Iisus, răspunzând, le-a zis: O, generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-l la mine. Și ei l-au adus la el. Imediat ce l-a văzut pe Iisus, Duhul l-a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ și se rostogolea, făcând spume la gură. Iisus l-a întrebat pe tatăl acestuia: De cât timp se întâmplă așa? El i-a răspuns: Din copilărie, și de multe ori îl aruncă în foc și în ape ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. Iisus i-a zis: Dacă poți, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Imediat tatăl băiatului a strigat zicând: Cred, ajută-ne credinței mele! Când a văzut Iisus că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat duhul necurat zicându-i: Duh mut și surd, ție îți poruncesc, ieși afară din el și să nu mai intri în el. Duhul a strigat și apoi a ieșit, aruncându-l pe băiat în convulsii puternice. Băiatul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau că a murit. Iisus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare. Când a intrat el în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: Noi de ce n-am putut să-l alungăm? El le-a zis: Acest fel de demoni nu poate ieși afară prin nimic decât prin rugăciune și post.